Ei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Bă, las fac și cu facecam, că n-am mai făcut ceva timp facecam mea. Dai ce? Bă, m-am plictisit de skin-ul ăsta, e cel mai de căcat skin pe care am putut să-l iau. Skins. Vai, 1000 de gol, bă, ești prost, bă. Next. Bă, multe-s, bă, sărăcii. Nu skins, slash, buy, AKS. A, 2. Accesoriu. A, hat. Next, 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 next. Asta, bă, stai, bă. Bailey, bă, cu ciorul. If you want bani, cum? Ia uite-l. Slash buy arc sunglasses. Sunglasses. New. Ai, că-i și văd, frate. Mă rog, bye, bye. Aute, mă. A, nu mai... Mă rog. Am jucat și eu ceva aici, bă. Am făcut 70 de ore jucate. Am jucat ca disperatul. O să fiu un top, bă. Că e și weekend acum. La mine nu se unește bine weekendul cu timpul jucat. Pentru că dacă e un server ca Bizon care îți pune în top dacă joci mult, prea șanse să fie alți playeri în afară de mine. Eu acum am 70 de ore jucate în ultima lună. Și tipul de pe primul loc are 200 de ore jucate în prima lună. Eu, dacă mă pun să joc serios, fac și 500 de ore jucate în ultima lună, pentru că sunt retardat și joc 24 minute. Nu chiar. Dar o să vină vacanța intersemestrială. Stai liniștit, beți. Te ține o minte. Uite, ăsta e pe primul loc. Te ține o minte, frate. Băiatuză. Te ține o minte, frate. Las că te ține o minte. Uite, e cu AFK băiatul. Las că te ține o minte, boss. O să te salut din top. Da, cel mai probabil nu o să fiu. Era doar așa o glumiță chestia asta. Bă, oricum, am jucat. Adevărul e că am contul de 5-6 zile și am 70 de ore jucate. Am jucat, într-adevăr, dar... Na, să joc 3... Da, am jucat mult și nu e ok. Am început să-mi creez obsesie serverul ăsta, like... Ai multe, uite, de exemplu, event. Uite, slash join. Last man standing, coboară din tuz gura, mătii. Hai să participăm la last man standing. A, a fost dezactivată, bă. Nu, ai ce să faci, bă? Nu te, bă, mai am contul la Raul 2K de pe Blue. Și o să intru zilele astea, nu știu exact, cred că în săptămâna ultima, adică săptămâna de vacanță intersemestrială, o să intru pe contul ăla și o să fac un pic de troll acolo, că acum vreau neapărat să... lasă-l ultimul rămâne dacă nu-l vânde de la server. Permanent. Păi, nici nu cred că poți să vinzi Landstalker-ul de la server. Stai, Selkar. Selkarto. Slash carsel, slash el. Cum e cu aia comanda să vinzi mașina? Că nu aici. Altele. Nu știu, frate. Așa, am aplicat, da, am aplicat. Uite că acum tot vreau să vă zic de asta. Am aplicat pentru paramedic, bă, și mi-au dat reject, bă. Primul meu reject. Uite, astăzi vă arată aplicația. A, primul meu reject, bă. Am dat un pic aici când am văzut că mi-au respins-o, dar... E ok, stai. Factions. Monitor capture. Hai să vedem. Zetov. Uite aici la noutăți. Ia uite aici. Respins, rejected. Bă, n-am mi-o dat o muie în gură la bă. Respins, succes data viitoare. Ia, bine. Da, nu știu ce, uite. Level 8, 70 de ore, nu știu ce, da? Totuși, se putea și mai bine, dacă știi ce zic, nu? Ia, hai să facem asta mare. Ok, gata. Se putea și mai bine, zic eu, pentru că tip paramedic totuși, cred că oricine se descurcă în facțiunea aia. Sunt un pic răcit, vedeți, după voce. Dar oricine se descurcă în facțiunea, frate. Și mai am așa o facțiune de început. Nu știu dacă aici cu FH, cu toate alea, dar s-ar putea să fie. Pentru că de căcat. A, vedeți că mi-am scos modul, mi-am lăsat doar meniu transparent. Asta e cel mai important pentru mine, bă, în caz de, nu știu, la teste trișez glumea. Nu trișez, nu. Păi oricum testele, dacă o să fie, o să le filmez. Bine, testele gen care am voie să le filmez, pentru că, uite, de exemplu, dacă dai test de helper, nu poți să filmezi. N-ai voie, pur și simplu, că așa toată lumea s-ar putea uita la testul care l-ai dat și ajunge toată lumea helper. Nu poți să filmezi testul ăla. Dacă îl filmezi, nu mai îți dă helper-ul. Simplu și ușor. Dar poți să faci kamikaze de genul, dar cred că îți dă copyright sau nu știu. Sau schimb întrebările, abar n-am. Oricum, nu m-am gândit să aplic pentru helper pe acest server, pentru că nu m-am gândit în general să aplic pentru helper, pentru că e multă treabă și na, da, e ok să ajut playerii, dar cred că au destul helper băieții, pers. Uite, au ceva și eu acum 6 de player, nici măcar nu e ora de vârf. Unii la ora asta sunt la școală. Eu filmez vineri episodul. Deci unii la ora asta sunt la școală.
Și nu bai cum, n-au cum să fie mă atâția. Și nu știu de ce încep să am voice crack-uri, chiar abar nu am de ce. Adică, bine, din când în când am voice crack-uri. Mamă, uite-l mă pe ăsta. Bă, stai, nu te rog, nu te răsturna atâta, vreau să nu te... Bine, mă, mersi, frate, mă, sunt, frate. Oamă, dacă nu se băga la mine, știi cum mă răsturnam acum? Era de nedescris cum mă răsturnam. Nu știu, mă gândeam să aplic la level 5 pe sus, pentru... helper, doamne, m-am tâmpit, pentru paramedic sau ceva. Facțiune de asta care nu necesită atâta raport. Adică, uite, paramedic be like. Sal, frate, vr, heal, ceva de genul ăștia, asta e rolul paramedicului. Rest, doar dacă vine unul la tine, chiar dacă are nevoie, dar șansele să vină unul la tine care chiar are nevoie de heal este de 5%. Majoritatea ori vin să te ajute cu raportul, aici au gen 95% heal, dar vin să te ajute cu raportul, aia ca lumea. Și aia la alți, nu prea. Hai să punem și noi un ad, bă, la Siena, că vreau clan, bă, de dar nu știu dacă mă acceptă, mă, că am level mic, enter. Ce, mă? Enter. Așa, nu știu dacă mă acceptă, că am level destul de mic. Dar ar fi ok să mă accepte și pe mine, totuși. Ah, by the way, vă rog, deci uite acum vă rog a treia oară să nu mai dați find pe mine și să mă băziți, bă. Deci dă unul find pe mine, vine, se bagă mie, se bagă în curul meu, mă deraiază. Păi, adevărat? Nu poți să joci așa. Și uite, de exemplu, noaptea, când stau și eu, mă las caracterul pe Steep. Când vreau să las caracterul pe Steep, vine unul, hai frate, dă-mi rob, hai nu știu ce, bă, hai plus, bă, că sta abonat. Frate, nu poți să-l ignori, să zici, nu frate, hai că mă culc acum. Adică bine, poți să-l ignori, dar nu-ți faci o imagine chiar ca lumea. Și am dat rob. Da, cucu că am ieșuat. Da, na, am dat, da. Totuși mai vezi chestii de genul. Smoke. A, smoke în mașină nu cred că pot. Nu ai nicio țigară, bă, de ce-ți bați joc de pe aia? Siena, noi încolo, uite ce prost mă duceam la PD. Na, și asta, zic, nu mai faceți chestii de genul, nu mai veniți, dați fain pe mine și mă băzeți, hai să mă pun pe scaun mai ca lumea. Și da, bă, și dacă vă plac episoadele cu facecam, dați și voi un subscribe și dați și voi un share, bă. Să mai fac episoade cu facecam, bine, nu mă deranjează cu nimic. Da, facecam-ul ăsta nu e prea ok, adică 30 FPS-uri dacă... Ce? Unde-i Siena? Nu, bă, aici. Ai, 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 slash GPS, bă. Nu știu, că pe bugged, locații importante. Siena lăsă... Ah, kill CP. Ah, serios. GPS. Bă, aici nu știu, trebuie să mă... Dacă vreau să intru... Bă, unde, măi, altundeva, măi, Siena, nu aici? Bă, dacă vreau să mă obișnuiesc să intru în taxi pe Bizon, va trebui să mă obișnuiesc, nu... Glumă. Hai, intră mașina. Stați. Băi, am și 40.000, 48.000 chiar în bancă, bă. Restul ăștia 13.000 am luat că... Ce se aude, mă? Era elicopterul ăla? Ăia la alți... Ăsta 13.000, cât am mai făcut acum, mi-o dat... Am câștigat, nu i-am câștigat mine. Am împărțit primarul, că știi că aici e și cu primar și cu alea. Aici nu e chiar cu primar cu alea. Ia, Siena nu e aici, bă. Hai să vedeți, spune un ad. Da-te, mă, slash ad. Slash ad, caut, clan, virgulă, am level 8 și 71 ore jucate. Anunțul tot se va publica în 750 de secunde sau mai puțin. Bine, frate. Unde mi-e mașina? Uite acolo. Așa, am scos modurile, bă. Mi se pare ok să joci. Dacă vreți, dați-mi voi niște moduri. Bine, moduri, mod pe cola, uite că mod întrebat. Bă, ce faci, mă? Modul la mod pe cola care știți că... Vi l-am dat atunci? Da, l-am dat, că m-a întrebat cineva, frate, când mai dai mod pe cola? Am dat ăla de mult, what the fuck? Mod pe cola, pip, în descriere, ce facem asta? Mod pe cola, în descriere la primul episod de pe Bizon. Adică acum vreo 7-8 episoade l-am pus. Adică acum 7-8 zile. De la l-am pus de mult, frate, nu-i problemă. Ah, uite, un student de tip SMS, bă, dar nu cred că am șanse. Bă, serios, nu-i gunshop aici? Băi, diferit rău, din păcate. Două SMS-uri în valoare de 10.000 fiecare. Dar și aici e fain că poți să contactezi un admin, gata frate, fac event. stai, care este capitala Colombiei? Renko. Renko, auzi la el, bă. Hai să mergem la Gunshop. Să vedem cum e sistemul de Gunshop și cât costă gloanțele și alea. Că nu m-am uitat la chestia asta. Și era foarte curios. Ia. Ieși bafar. Ieși afară că... Opa. By gun. O, poza shit, bă, ce faci, bă? Asta e pinul meu. O, stau să las cont. By gun. Vreți pentru 99 de gloanțe este de 2 dolari, bă. Păi îmi iau un Deagle. 100. Și mi-a luat. 100 de 99? Și 99.
28 de dolari? Dar de ce 28, bă? De ce 28 de dolari? Că nu-i bine, că e 2 dolari. Bă, mi-o dat schimb. Hai, dăm report pentru schimb. Hai să și mâncăm. Stai, bă, ce? 7 secunde pentru a încerca să intri din nou. Etena. Ia, cum e sistemul de debug? Ok, un sistem. Sau, bă, cred că le apare warning la admin și vine admin inspect pe tine, bă. Nu știu. O fi! Bă, ăsta. Nu știu, sistemul. Da, și... Hai să mai îmi depozitez 3000 de dolari în bagă. Nu știu de ce vreau să-mi depozitez. Pentru că, uite, pe bagă nu te aștept cu nimic dacă îi depozitezi. Dar pe Bizon scos de buzunare. Uite, nici nu pune frână mașina asta. Băi, ce mașină avem, mă. Hai. Mâinile sus, frate. Mâinile sus, că te bat. Slash depozit 3000. Gata. Nu știu ce. Apăsă 10 ori. Salut, frate. Salut. Ia-i salut că fel de zleșchiu. Wow, foarte șmecher, bă. Salut. Mâinile sus. Mâinile sus. Bă, stai, mă, nu dar mine, mă. Mâinile sus, frate. Nu da, că dau. Nu da, că dau. Ori nu o să dau în el, că n-am chef de gel. Încearcă. De că aș încerca. Un joc de ieși. Slash de... Nu există comanda. Ai, frate. Ia uite și pac. Bă, sper că n-am. N-am crezut că am dat. Scalv. Wow. Inteligent. E, facem un post după aia. ID 49. Ce fain, bă. Deja ai de... Stai. Nu arde. Zvartoia. Că ți-ai bă, la ce vrea mușchiul. Aoleu. Periculos, bă. Băiatul. Să ieși și Mihnea, bă, cine Mihnea, bă, mă, Mihnea, bă, nu e, o fi, vrea să dea blacklist, dar orice facțiune, zicea el. Aoleu, bă, periculos, bă, cu sclav, nu știu ce, oricum nu merită să iei la ceartă, mă, uite, să vă și explic, uite, în ultimele minute, de ce nu merită să iei la ceartă cu playerii de pe, stai să-i zic și scâză să creadă, bine, bă, pula el și familia lui, 4-8-9. Deci se... A, tu zgura, mă, eu am să zic să căză, frate, nu mă băga pe bullă plus. Și ce înseamnă blacklist? Înseamnă blacklist. A, și ce înseamnă bullă? Înseamnă blacklist. Blacklist înseamnă lista neagră, adică trebuie să plătești să fii scos de pe ea. Adică nu poți să intri în facțiunea aia dacă nu plătești. Sau ceva de genul. Și dacă te iei cu cineva în gură care are prieteni, nu e chiar ok. Chiar dacă o fi el civil, poate să vorbească cu cineva, se bagă pe blacklist. Admin Skype Dima.Krigan3. Aoleu, frate, stai că băiatul vrea să-și facă gagică, bă. Mă scuzați, domnul Șorule, vrei să-ți faci gagică, bă. Hai să mergem chiar la 24.7, să-mi iau și un de la o carte de apeluri de aia. Că îmi trebuie neapărat, bă. Uite, de exemplu, cum am vrut să aflu numărul ăla acum, că poate să fie prost și să mă bage pe blacklist. Asta nu zic nimic, că nu se poate întâmpla. Dar nici nu risc. Mai bine o să-mi cer scuze și gata. Îmi cer scuze pentru nimic, dar nu merită să te ceri. După ce ai făcut 70 de ore în 5 zile, nu merită să te ceri, bă. Iar mi-apare, bă, mouse-ul în mijloc. A, știu de ce mi-apare. Stai, că știu de ce mi-apare. Op, scuze, stai. Bă, tot se duce. Bă, nu se duce pe al doilea monitor, bă. Gata, uite, nu se mai duce. Ba, se duce! A, mă rog, nu știu ce să zic. Cum să xot checkpoint-ul? Folosește întrebarea Kin CP sau Kin să-l find. OMG, bă. De fapt, bac piciorul m-am adus să-mi iau. Adică mă duc să-mi iau doar așa, dar nu mai să-i trimit mesaj la sau ceva. Aoleu, bă, da, dracu știe unde-s pe serverul ăsta, bă. Că-s diferite. Ma, nu găsesc, bă. Deci GPS, bac pula mea de viață. Locații importante. Unde? Bă, dar nu, mă, dar-s diferite locațiile. Acum îți vine tot haterii, bă, frate, nu știi locațiile, deci tu vrei să intri în taxi. Pe Baghet le știu, dar aici sunt diferite. De exemplu, CNN unde pe Baghet nu e acolo și pe Bizon. Și dacă nici eu nu să-l duc la CNN și eu cred că e CNN, nu e un mare PV sau ce ții dacă nu știi locația. 24 per 7 trebuie să fie. Dar de ce nu e? Back. Ședințe. Sedi, mă, nu ședințe. Doamne, prostă-s, bă.
Nu o găsesc, frate. Aia e. Nu mă mai duc. Găsesc așa, îl găsesc din drum, știți ce zic? Iară mi apare mouse. Ia stai mă, o secundă, ia stai. Gata, nu se mai duce, uite. S-a rezolvat, băieții. S-a rezolvat, dar dacă dau un tâș după aia dau înapoi, se duce, nu? Da, se duce. Dar dacă dau tă, practic, se duce. N-ai ce să-i faci, bă. N-ai că să faci, se duce. Nu, acum nu se mai duce. A, mă rog. Trebuie, dacă dai un tâș, se duce. Ia uite-l. Salut, frate. Salut. Ce faci? Stai și ai de 144. Oh, stai că băiatul mi-i dă la cu Vevo cu alea. Mă duc să dau work. Ești admin? Îl întreb așa. Ai nume roșu. Lol. Aoleu, bă. Vreau să fac pe nubu. Bă, dar nu aici, că aici dacă îmi bag joc, mi-am futut tot, practic. Hai să zic așa. O să vă explic altă dată de ce am făcut chestia asta. Nu se mai vede, nu? Nu se mai vede, m-am sugat. Bă, iară se vede. Bă, mă disperă, bă, mouse-ul ăsta, bă. Mă disperă. E bug de la Psam. Când îl țin în window mod. Dar și când îl țin full screen, oricum e la fel. Uite mă, 24.7, hai să mergem să cumpărăm. Slash buy. Phonebook. Sau. Slash, hai să-i dăm numărul ăla. Ola. Pui OSS number 489 slash SMS 786 571 bă. Scuze că ți-am zis să ridici mâna sus, nu mă băga pe bâlă, please. Scurios ce zice. Cum ar fi acum să zic, fraiere, te bag pe blacklist, doar că mi-ai zis chestia asta, mie nu-mi place să mi se ceară scuze. Băiatul periculos, îmi place să mi se ceară scuze. Cum ar fi să zică chestia asta? Ia? Uite, zicea un job duty să bag. Nu poți folosi... Aaaa, păi, a, mă rog. Nu-mi zice nimic. O fi văzut, dar nu-mi zice nimic. Să leșnic cum aflu dacă sunt pe blacklist-ul unei facțiuni. Aflu. Slash TOG nu există? TOG? Știri? Chat începători? A, uite, surfing. Gata, ia, stați. Am 71 de ore, ok, ia. Cum aflu dacă sunt pe blacklist unei facțiuni? Ia că-s curios, mă, cum aflu? Că poate mă băga, mă, mai știi, și prost așa-mi fac cont nou, dracu, nu merită să plătesc alea. Dar nu cred că e, mă, prost să mă bage, ia. Slash mai bâlă, slash mai bâlă. Nu ești pe niciun blacklist de facțiune. Așa, frate. O să verific dacă mă bag în blacklist, totuși 70 de ore jucate. Ce faci, bă? Ce faci, bă? Ce faci, bă? Ia de 59, la ce facțiune e ăla? The Ultra Company? Ce facțiune e cu aia asta? Păi este și așa ceva, mă. O să fi băgat o facțiune nouă aici, mă. Da, oricum, sper că v-a plăcut, da, am înțeles. Păi, bravo mie, bă. Sper că v-a plăcut acest episod de Sam. O să mai fac episoade de Sam cu facecam. Pentru că de ce nu? Că pe mine nu mă dezavantajează, iar am bugul ăla de nu intră sub apă caracterul, a? Ba nu, nu am niciun bug. Bă, oricum, bă, sper că v-a plăcut. Mie nu mi-e greu să fac episoade cu facecam, dar nu știu dacă vă plac voi episoadele cu facecam. Ești mai black screen. Black screen, da, nu merită. Uite, s-a pus, anunț publicate Zeto-ul, caut clan, am level 8 și 71 jucate de ore. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Oh, accept de repede, accept. Clan 500. Stal. Cât e taxa de intrare? A, nu ar trebui să plătești. Bă, prost îți, bă. Slash, bă. Mă rog. Sal. Am intrat deja într-un clan. Sorry, slash. Da, o, deja filmez, mă lungesc prea ca prost. După asta o oră la upload, bă. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!